Bună ziua, prieteni, și bine v-am regăsit astăzi la un episod din Call of Duty Cold War. A vedem acum, dăm continuă, dăm regular. Hai să dăm un hot, hai să dăm regular, că noi nu suntem prea buni cu codul ăsta, hai vedem. Park? Anything else in that printout Bell and Woods pulled from the base? There's mention of an excavation taking place in the Ural Mountains, Yamantau. Our insider within the KGB confirmed an active operation. Yamantau. I thought Hudson and Weaver buried that place years ago. We did. Perseus wants to salvage the old mainframe. Dragovich and Steiner must have left some good shit behind. Steiner. Send me in Woods. You're too close to this Mason. We can afford zero fuck-ups. Bullshit. You know there's no one better for the job. It's my call. I want Mason and Woods on this. Find that mainframe before Perseus does. I'll contact our KGB insider, Belikov. He'll offer logistical support. Hell, Belikov may want to fly the chopper himself. Whatever Perseus wants at Yamantau, I want it more. Yeah, s-au găște, asta foarte bine. Așa, ultima oară când am întâlnit noi băieți, am, nici mă știu ce de dracu am făcut. Ah, da, am urmărit un anumit terorist, ne-am băgat într-o bază, a ieșit cu împușcături și acum, suntem pe undeva pe primul munții ureal. Frumos. Thanks, Dimitri. We'll radio when we found the mainframe. Woods, you know what the KGB does to double agents. De ce să facă, mă, cu aia? Eu sunt sensibil, bă, eu sunt claustrofob. Dar lăsați-mă în pace. If they win this season, it's almost worth facing the firing squad. Da, vreau să-mi pușc. I've only 1 hour of fuel. So after that, you find yourself a new ride. Da, cum să nu facă? Da, uite, ca tai copaci și zbor cu ei, nebun, uite așa, zici că sunt Speedy Gonzales. Așa, ia uite mă ce copaci frumos, uite aici m-am pișat eu. Chip vodka, bă, ori vodka, ori chip. Și mai puțin fata îi se teme și anul ăsta de căcat să-mi ba pula asta, chiar că a fost de căcat. Deci nimic bun n-a ieșit din anul ăsta pe bune. Atât de nașpa a fost, frate. Deci n-am înțeles nimic din anul ăsta cu aia. 2019 a fost la fel de prost. Așa. 2000, dar ăsta, Doamne ferește, să nu mai vină am mai prost ca asta. Și cică, mă se presupune că cică virusul ăsta, cică că puteam noi mutații, știi? Că e mult mai contagios acum. Să sperăm că 2021 va fi un an, mă rog, cât de cât mai bine. Că de asta mă n-are cum să fie un an și mai bun, adică să fie un an brusc bun. Da, știi cât de cât, mă rog, oa. M-am crescut că îl punem puși eu, dar mă rog. Dăm... Opa! Ăștia sunt sovietici, mă. Da. A, o să stai, mă, că eu am sniper cu ei, o urmă mai simplu. Cap de pulă, mort. Așa, am încercat și eu acum să mă joc Zombie Army 4 acum câteva zile și nu-mi place deloc. Mama, dar cât de căcar o jocul ăla, pe bune. Și nu vă mai zic ăla, mă, dacă ai jucat voi ăla, Sakiro, Die Twice. Mama, e atât de căcat cu ai jocul ăla, l-am jucat, mă știu, când a apărut, știi? Mama, și atât de, băi, de căcat cu aia, de rahat rău. Mamă, cu aia. Deci, pe bune, deci, ți-ai, frate, mi-a dat la 200 pe spinare și de muram, ești nebun. Așa, și acum ați... Ok, bine. Mamă, deci n-aș juca jocul ăla, frate, e o copie ieftină după Witcher 3. Auzi, dacă, de exemplu, Așa, ca să mă aminteam un buddy în room. Așa, dacă vreți așa, tot așa un joc mișto, frate, v-aș recomanda Witcher 3, frate. E bun, frate, gândiți-vă că a portat cu 5 ani, frate, și tot e bun. Și dacă îl modați puțin, gen, faceți... puneți ceva de grafică urișe, ceva, frate, o să se vadă și mai mișto, frate. O să fie din ce în ce mai mișto. Da, hai că mă vezi, coai, direct la mine, că fac, stai, că mă vedeam oricum. E zăpadă, dar zic așa că... uite, mă, al dracu! Al dracu, dar cum dracu m-a văzut ăsta cu aie? Mă rog, ciudat, că nu e ca și că e că gen nu a tras nimeni în mine ca să mă tăi de regulă, mă rog. Mamă, cu aie.
La soartă camera mea, ești nebun, exact la fel cu aici. Hai să ne jucăm, uite, ai făcut un videoclip. Uite, ăștia îmi rădă nici eu videoclipul, ești nebun. Unde mă duc cu aia? A, mă duc pe aici, prin zona asta, oare e sigur? Dacă sunt șeși și mă mănâncă de picior. Cred că o să jucăm și noi, nu știu, vreo două misiuni. Mi-am uitat de Call of Duty, parcă MV3, parcă. Când trebuie să ne cățărăm cu, pe gheață, cu tuporiștele alea, sau cum dau cu semnul ăsta alea. Și ăștia cum știu că sunt aici, cu aia, întrebare. De-al meu? Ai, mă, dar n-am știu, ai să băgăm și pula măta să-mi bag cu arme, dar că scoi. Bă, ultima încercare cu aia, dacă nu dau alte F4 la jocul ăsta și i-am instalat direct. O să-i ducă pe-a puli jocul ăsta. Dacă nu îl duc eu, se va duce el, frate. Eu acum vreau să-mi iau și o altă armă. De ce dracu nu-mi da 3 arme cu aia la rând? N-am arunț o grenadă de aici doar ca să arunc și așa, știi? Și mă duc acum cu sniperul la ei și aranjez de pe aici, presupun. Ok, ăsta-i mort. Și era căcatul ăla așa, crezi că e Woods în pula mea. Știi că nu puteam să-l nimeresc. Dar acum mi și frică că îl omor așa cu... A, bine, normal că nu pot să arunc acum cu... Ai că arunc cu asta cu el. Bam. Mamă ce... Am pus timp, dar cu aia era la un metru de mine și am pus timp ca ultimul silver în puțin. Ca ultimul silver m-am dus. Hai mă. Mort. Bravo, Woods. Bravo, hai că e omorât și tu, fate. Mă pierdeați până dincolo, știi? Dar bine, unde trebuie mă duc, hai că oriunde mă duc, fate, să iei semnul ăla cu grenada, dar bine, mă. Aca, așa, foarte bine. Nu, că n-am nevoie de pistol cu aia, vreau să am AK-ul ăsta, că parcă e altfel de cu mamă, ce mișto e. Opa. Și vezi acum cad. Eram sigur cu aia că o să cad, ești nebun. Eram AK-ul s-a pierdut. Eram sigur, frate, că am să cad. Nu știu de ce am avut impresia asta. Bine, că erau și oameni care trăgeau în mine. Da. Era de așa, așa cum am decât sniper-ul, nu? Hai, să trecem prostul la înaintare, lasă, să morim primul. Așa, printre șobulan, printre... moluște. Aha, și mișto, n-am nicio armă, adică pula mea, e totul în regulă, știi? Robert ăsta mă bate la cap cu jocul. Și mă întreabă, dar oare când pui? Dar o să mă întrebe, bă, uite, să spun, bă, uite, să călcam Valhalla. Asta nu-mi spune, băiatul. Bine, încă n-a apărut corect, deocamdată. Mace and heavy birthing, wow. Subtitele, ce mai fac eu fără voi? Damn, it's cold in here. Opa, am găsit un furs de armă. Iapa, ai... Crossbow bolt. Ce? Ce? Ah, am găsit sniper cu aia, ce trebuie cu litrele la... Cifrele alea, pardon. Cu aia tu zici, mamă, mâncate și urâte să-mi bag. Mamă, dar și tot să iasă cacat, hopa, Valhalla, mamă, cu aia ce să joc. Cred că nu să mă vedeți pe YouTube. Bam, bam! Oh, am mor doi oameni cu aia. Da, s-a bucat ăla ca prost în față, știi? Am crezut că pot să fac o schemă. Unde trage? Unde trage? Să nu era și pe aici, cu aia cumva? Parcă... Unde sunteți? Păi dacă fugiți, că da, dați-vă în pula mea, că nu știu să mă alerg după voi. Dacă nu vreți să vă mor, nu muriți. Vă sper. Ha, mă! Ma, eram sigur că faci de asta aici, nebun. Eram... Ia uite, mă, când îi caut, nu apar. Dacă n-am când știi, când sunt ocupat, atunci aviți pe mine. Băi, ai dracu, ia să-ți... Ia. Oh my fucking god, arc. A, bine că ratez cu aici, nebun, bine că ratez, bine mă. Așa mi se spune mie, Dragos Ratangiu. Unde dracu? Aha, auzi ceva, lasă că-l omor așa, că știu că sunt prea mulți.
Ieși în tunel, nici nu prea vă bine pe aici, știi? Acum suntem în baza subitecilor, ca să nu vă dați seama până acum, unde, până ne aflăm. Dar cu vârstă de băieți inteligenți, v-ați dat seama. Oh! Da, bine mă, bravo mă, că sunt inteligent, ești nebun. Să nu mă rupă inteligență cu aia. Nici cu aia n-am văzut, ești nebun. Nici n-am văzut. Ia bă. Asta se vine bine. Da, asta asta așa, așa, știi, m-am pus ca bolobanul cu aia, știi? Că sunt un bărca bobul. Măi, dacă toată sunt frăzurile, trebuie să mă apucură. O spaniolez, vorbește dracu limba română cu aia, nebun, deci nu... Deci Rusia vorbește dracu română, că Rusia de la Rusia România. A, mă, că vreau să fiu ca filmul ăla de acțiune cu aia, nebun. Na. Normal, normal, lasă că nu mă nimerește cu aici, nebun să dau. Aoleu, cu aia. M-am mai zis dacă dădeam pe ultra hard, cât de greu era acum, sau pe ce dificultate era. Se vede că n-am mișcat așa niște șutere ca lumea, de ceva timp. Mi-am pierdut din așa din experiență. Da, e. Așa că armă e ok, frate, știi, mică, dacă o să... Dar de ce dracu să... Mamă, futu-s morții, mătii, frate. Schimbă cu arma asta, așa ți-e greu. Mamă, să iei cadavre de pe jos cu aia, ce dracu frate. Uite, asta da, frate. Îmi place arma asta. Trage mișto cu aia. Poate nu pot să... uite, mă, că pot ajunge pe aici cu aia, de mă, ce inteligent sunt. Ok, bun. Hai să ne grăbim și noi puțin. Bă, oare să folosesc ca asta să merg pe aici. Da, mă, știu că am grijă pe aici cu aia, de greu ca dracu. Știi, ăștia îmi dau două glanțe și îmi tremură ficată, de bun. Mai am puțin și mor. Asta trebuie să umblu cu mare grijă, știi? Da, să merg mai aici acum. Stai, îmi dau că văd frumos ca băiatul. Ce arme mai avem cu aia? A, decât arcul ăsta de stemat, am înțeles. Alte arme mai avem. Uite, vezi, fata, deci îmi dau ăștia cu două glanțe și gata, sunt pe roșu, ești nebun. Nu se poate așa ceva. Mi-a dat Robert și ăsta Ghost Recon Breakpoint-ul. Am jucat... Nici n-am jucat primul gen, am jucat foarte puțin din el, știi? Am să mă joc după ce am să filmez jocul ăsta, să văd dacă e mișto. Am auzit că e cam boring, știi, jocul, dar... Na... Dacă aș lua Valhalla, ce bine era, știi? Dar e și cam scumpul de jocul. E, na... Adică, bine, acum cu reducerile astea să e cât de cât mai ok, știi, dar... Na, tot scump e. Una e să le iei de pe fan și alte să le iei de pe... de pe lucru, știi? Cam asta e faza. Acum o să te crachezi, frate, Valhalla și Watch Dogs de genul ăsta, sunt 100% convins. Ca și spus în preț în... la ultimul P-Post că o să mai lucreze, știi? Dar acum, dacă e să mă întreba pe mine, cred că o să facă după Brevilion, frate, că o să-mi bătă, cred. Știi că n-a zis seama. Oamenii mai mănâncă, acum n-a, vine cozonacul, știi și voi cum e. Că până iese cozonacul din Borchan, până... N-a, mai dă ceva, știi? Dar în orice caz, frate, e bine, oricum am ce să joc, frate, deci nu o să duc lipsă. Plănuiesc să mă joc până mă se cheamă Metro. Să mai rejoc o dată, pentru că... Ne căzut cam toată seria, frate, și de Metro. Ca să fiu la punct cu am cu tot ce se întâmplă acolo. Așa, după ce mă joc, am și că ăsta Breakpoint-ul, am Witcher-ul, care... Iarăși e foarte mișto, trebuie să mă duc cu cremănirea pe mâini, ca mâinile aspre și nu pe așa deloc. Dar mă, o secundă, băiețe, câteva secunde, puteți să dați skip frumos pe de peste geată, frumos, așa, stați puțin, nu plecați, nu amânați, mamă, cu aia am mai dat să cremă cu mâini, de mamă, ce mâini usură să am. Așa și mă rog, și Witcher 3-ul, frate, ca oricum Witcher 3-ul, până la termin, eu cred că apare... Cred că la Valhalla e bun. Da, sper să nu mai cade, e nebun, că dacă mai cade acum... Nu mai am glanțe. Da. Bine, data... Deci ultima oară cum mă duc eu primul. Deci mă jur, deci nu m-am văzut primul niciodată cu aia, e nebun. Dacă stă și Woods, stă și eu, da. Ia, auzi, Woods, ia tăția, ia mișcă stuboașele, frate, până aici ăla. Ia, haide, haide ce stă omul. Haide ce stă omul. Să mă duc la înaintare, bă, ce... Lepră de om, ce lepră umană de om de... Da, pe mâini sunt...
Ce, bă, ce lepră coaie, ce... Aaa, mă, coaie, că am tras cu arma, deci nu intră cu așa. Oh, boom, bă, oh, boom. Mi-a plăcut treaba asta. A, am ce mă jucă, frate, am ce mă jucă de sărbători, nu, eu acum am nicio. Oricum, Witcher 3, frate, n-ai cum, frate, să nu-ți placă aici, nebun. Mie pare rău și ce pare mie de jocul ăla, că i-am dărit cu aia, știi? Dacă e un joc pe care l-ai putea să joci cam oricând, dacă ești fan RPG. Și chiar unul dintre cele mai bune RPG-uri, frate, Witcher 3, deci n-ai cum. Acum, dacă e să mă întrebați care e mai bun dintre Red Dead Redemption și Witcher 3, bă, mi-e greu să zic acum, frate, pentru că ambele jocuri sunt foarte bune. Dar ideea că la Red Dead Redemption este, jocul este foarte liniar, știi? Adică, de exemplu, la Witcher 3, dacă, de exemplu, să spunem, pierzi, să spunem, o misiune sau, de exemplu, un side quest, nu e ca și când ți-ai dat gen game over, știi? Dacă l-ai pierdut, gen, dacă n-ai murit, tot nu a venit, știi? Dacă, de exemplu, nu știu, ești eu să faci ceva, asta, pur și simplu, asta e, frate, știi? Și se abdatează povestea cu de deștia pe care ai făcut, exact, ca în dezerat, știi? Asta îmi place, de exemplu, la asta, știi? De exemplu, era în ultimele 3 misiuni în care trebuia să fugăți până parcă avala, să mă știu cum ceva. Știi? Și mod normal, frate, tu îl prinzi de obicei rapid, știi? E scary de cum a venit. Și tu îl prinzi foarte repede, poi, dar am zis, bă, ce-ar fi dacă nu l-aș prinde eu, știi? Și după care l-am urmărit, și la un moment dat el vrea să fugă cu niște oameni, știi? Cu niște vikingi, frate, cum a venit, știi? Și i-a tras mare clapă. E, dacă jocul era făcut de Rockstar, îmi spunea mission fail, target escape. Exact, asta spunea, știi? Adică, de exemplu, ai libertatea de a face povestea cum vrei tu cu aia, știi? Nu ți impune nimeni nimic. Asta mi-a făcut mie la UCT. De exemplu, la Red Dead 2 e foarte linear jocul, știi? E că, de exemplu, bă, n-ai făcut asta, pare rău, știi? Nu mai... Da, nu mai... Da, asta e, o iei de la capăt. Dar, oricum, frate, deci Red Dead 2, de ca și dialoguri, frate, mi se pur și mică, frate. Bine, pentru un joc care a fost făcut, eu știu, care a dat 8 ani, frate, na, totuși e ceva. A, mă, coaie, că ce dracu să fac coaie? Asta trebuie să fac. Păi, dar spune și mie așa, nu te mai răsi la mine, că acum îmi dau demisia. Da, nu putea să nu pună Caligula din cauza mea, mă, înțeles. Ia mai dați-vă în pulă, mă. Acum vine bun, ești acum, cum ar fi acum să mă dau, să plec de aici. A, nu mai merge acum. Dar nu văd coaie, de unde trag? Mamă, futu-s morții, morții de joc. Unde morții, morții, dacă tot se... Mâncați-și pula ta, coaie, de ce? Asta cred că e... Asta e coaie, asta e 3 ore când fac, dar nu... Băi, deci după ce-mi vor de la coaie... Să... Uite, na, na, uite-te și tu, coaie, na. Uite-te și tu, coaie, uite-te și tu, coaie, nebun. Ce dracu a făcut nivelul ăsta, mă? Ce dracu l-a făcut coaie? Uite-te și tu că, păi na, e ce bici, uite. Da, e greu ca pula, mă, e greu ca... Băi, e greu, băi, ce bucuite, mamă, ce bucuite, băi, ce bucuite. E bucuit. Mai sus, mai repede, mai sus, mai repede. Mau. Ai de cap, Robert, ce drag de joc mi-i dea mă să juc aici, păi, ce stai, frate? Așa, faină, e gata, noroc cu glitch-ul ăsta, frate, e nebun, ai că glitch-urile sunt bune. Ce asta așa legat de Witcher 3 și de asta, 4 days later, 4 zile mai târziu. Hudson. We finished analyzing that mainframe that Mason Woods brought from Yamato. And? Perseus was looking for the names of sleeper agents Dragovich used in 68. Give us those names. We'll get Adler's team to track them down. Perseus erased them. Fuck me. There's only one place you're gonna find that information now. The Lubyanka building. What? KGB headquarters? Why didn't Perseus get them there himself? I don't know. Maybe he's operating without authorization. I'll let Adler know. But we're gonna do this the right way, or we're not gonna do it at all. Mamă, uite, mă, să te ducă KGB cu aia. Cât de tare.
Dar vreau să fii și în România cu aia, vreau să vin așa, nu știu, să... Fie, să fie la noi cu aia, pe melacul nostru, pe cociocul nostru. Hai, pe cocioc. Ai, mai stau mult, frate, așa. Just got word. Belikov is back in Moscow. You guys know the plan. Bell, you with me. Lazar, be ready for exfil. Are you taking him into the KGB with you? Are you crazy? Wait for Mason or Woods to return. I don't need Mason or Woods. I need Bell. He's got the skill we need. Are you enjoying this? You're risking the entire operation unnecessarily. It's not unnecessary. It's calculated. Just understand that if you botch this, we can't get those names. It's over. Mm. I know you can do this. Hudson doesn't trust anyone he can't control. Asta era treaba, nu? Cum ne poate controla pe noi. Așa. Bun. What's the plan? Bă, unde e fața tristă? Hei! Mamă, cu hartă, cu de-asta, lucrăm cu de-asta, cu nebuneli. Am să te duc numai acum la misiune cu aia și nebun. Vreau să mă joc cu aia misiunea, next mission aici, nu mă interesează cu aia. Next mission, nu mai uităm la ea evidențe. De evidente sunt pentru proști și nebunul, suntem deștepți. Nu ai nici cu capul înainte. The Lubyanka building, KGB headquarters in Moscow. The sleeper agent records are stored in the archives 100 feet below ground in a nuclear defense command bunker. Your only way in or out is through this high security elevator. We'll need proper credentials. That's where our asset Belikov comes into play. Belikov has been our source inside the KGB for nearly a decade. He'll get us in. He came through for us in Yamantown. He'll do it again. This shit is crazy, even by his standards. You sure he's on board? An immediate nuclear threat warrants every risk at this point. I'm sure he wouldn't disagree. Sims, get Belikov on the line. Mamă, ce grafică mișto are, să-mi bag pula. Și-mi place foarte mult care și de-asta din viața alea, știi? E și mai mișto. Păi cam așa o să se facă jocurile fapte din ce în ce, cred că o să te ajungă să mai pună și din viața alea, gen ca ținu sau mai nu știu ce, știi? 1989, 9 martie. Mamă, cu aia știi când era, când mă jucam GTA 4 cu aia pe vremuri, prin 2009 sau morții măsii. Chiar mă întrebam, frate, cum o să ajungă jocurile aia peste 10 ani, știi? M-am crezut că o să ajungă din ce în ce cam viața reală, cum a venit, știi? Și când încolo am văzut care să, că am văzut că și-a pus steber pe acolo, ești nebun și mi-a dat peste cap. Știi, am crezut că o să fie altfel cu aia. Adică, mă, și că se face, frate, acum să vă spun așa sincer, bă, Cyberpunk este un joc prea hipuit și de ce a dat fail? Pentru că și de la CD Projekt nu a fost obișnuit să facă jocuri shootere cu aia, se face. Știi, că de exemplu, eu am făcut numai zis, mă, numai de-asta gen, cum ne mai schema, de-asta cu săbii, știi, morții măsii. Nu, pentru că te-mi bag că e un copil cum avea mai poziție. Ah, dacă nu ne-a selectat, gen că lucrăm la KGB, de asta e treaba nasolă aici cu noi. Disconnect. Mamă, ce calculatoare, frate. Mamă, cu aia. Doamna Belikov, you've been summoned to the conference room upstairs. Secretary Gorbachev is here from the Central Committee. Ok, bă, ce amabil sunt ăștia. Mamă, cu aia. Mamă, locul ăsta chiar da anxietate și nebun. Frerul ăla de acolo, cine dracu e? Muianul ăla, gușterul la infect. Glumeam.
Mamă, îmi dau seama că ăștia cred că au fost oameni de treabă și nebuni, erau adică genul oameni sensibili, știi? There's a mole within the KGB. The committee wants someone from the first chief directorate to oversee Colonel Kravchenko's investigation. If you've not met him already, this is Imran Zakayev. Thank you, Secretary Gorbachev. And thank you all for welcoming me with open arms. Mm-hmm. I can think of no greater tragedy than a home violated from the inside. The trust and love within a family is sacred. Apparently. Not everyone shares your beautiful sentiments. Îmi dau seama că asta e mort după noi. As head of security, I understand you've practically exhausted yourself trying to unearth this mole. How has that gone? Mm. I understand. Perhaps the love you hold for your comrades is so strong that you can't possibly imagine such betrayal. Until the mole is found, I want security increased around the bunker. Ah, Zakayev, do you have any recommendations? We should restrict bunker access. They also want to cultivate closer relationships with all of you. I want to know your hopes, your fears, your ambitions. Be thorough, but we don't want any significant disruptions. And you, Belikov? Who do you think should retain bunker access during the investigation? You! Aoleo, sir, you have showed up, you're the most trusted man to have a bunker, is Zakayev, and I should read... Ah, doi. Comrade Belikov, my apologies. Even your bunker access has been revoked. We can't be too cautious, can we? Secretary Gorbachev, I believe... No, a, păi numai că nu ne... Da, era prea simplu. Very well, see to it. Worry yourself no longer, sir. I've already ordered the bunker keys collected from the men. Comrade Belikov, we are in grave danger from the capitalists. Știi, mă, nu mă puteți baza pe mine, ce dracu. Nu stau la acest masă cu voi, ce m-am avut să mai vedeți. Dau seama. Belikov, you are dismissed. Ah, finally, că deja nu mă mai suportam. If I'm spotted here, I'll look at my cover. Now I need to hide the body. Okay. Ce fata de boy! Aolo. Se vede cu aia. A dispărut cadavrul cu aia. Bun. Gata, acum putem să umblăm la astea. Mamă, că, mamă, cu aia lucrăm sub acoperiș, nebun. Bun, acum că camerele au fost oprite, explorează mapa și găsește cheia buncărului și apoi să lăsăm pe Adler și pe echipa lui să intre în clădire. Ok. I have to get a bunker key for Adler. He'll need it to access the vault. Unfortunately, Charkov now has the only one. Cum ai zis, Charkov, păi și unde trebuie și toate să ia? What can I do for you, Comrade Belikov? The general will be questioning a prisoner today, but should be available most of the time. Ce-ar fi acum? Just let me know when you're ready. Mă, fut toți morții, mătii de joc, Robert, ce joc de căcat e ăsta, mă, să mă bată tata. Mă, simt că mi-a durerea de inimă, ești nebun. Ce trac de joc e ăsta, frate? Dă mă pune acum să umblu în toată, în tot KGB-ul ăsta, ești nebun. Exact asta îmi doream. Poison team. Nu am mai să iau, acum în pușcător să-i omor pe toți, ești nebun și gata, end of the story. Ca e un joc în pula, m-am dus să fie neapărat copii după realitate. Ok. Dar la vine spre noi. Bun. Fain, de asta ascundem cadavrul. Aolo! Păi dacă e acolo cineva, de ce drac mă pune să...
Iar la leșina cu aia e nebună, are diarie, lasă-ți-l în pace acolo. Bun, unde... Pe și unde e biroul ăsta cu aia? E sus, e jos, la etaj, unde... Pizda mă, si biroul ăsta ea. A, e aici, mă, frate, da. E aici, și evident că e, e normal că e închis, îți dai seama. Așa, rupe-te. Ok, mai avem o singură cheie, bam, perfect. Bun, o trapă. Normal că și-a pus și cheia la asta, păi, dar cum să nu? Acces de computer cu aici, nebun, cred că nu mai mult jocul ăsta, pe bun, cred că să aduc și de asta cum m-a plictisit. Așa. Access entries, more investigation. Symptoms vomiting, nausea. Maybe there's a clue to the combination somewhere in the office. Aha. Ia, 160 și m-am uitat pe YouTube și nebun că nu s-o să fac ghișitorile pulii. Așa, 500 parcă era, nu? Asta era, bă, codul, ești nebun. Bă, lumea, cred că aici am să închid episodul. Nu știu dacă am să mai continui. Nu știu ce să zic, adică parcă, nu știu. Nu știu, pot să zic că am visat asta două pe care l-am făcut eu, nu știu, mi s-a părut boring. Nu știu de ce, nu mi-a plăcut deloc cu aici, nebun. Nu. Dar nu știu, am să văd, am să vă întreb, nu știu, am să văd și dacă i-am să fac, dacă nu, nu. Vedem în orice caz. Eu am fost Dragos, ne vedem data viitoare cu un alt episod. Pa, pa.